Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben, respectiv cod portocaliu de val de căldură persistent și disconfort termic accentuat în majoritatea regiunilor țării. Indicele, temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Marți 29 august, valul de căldură va persista în nord-vestul, sudul, estul și local în centrul țării, fiind emis cod galben de caniculă. În nordul Crișanei, în vestul Maramureșului, Transilvaniei și al Moldovei, în cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei și local în Dobrogea, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 36 de grade, iar cele minime, între 17 și 21 de grade. În sudul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei și partea continentală a județului Constanța, se vor înregistra temperaturi maxime de 37-39 de grade, iar minimele se vor situa între 18 și 22 de grade, astfel încât disconfortul termic va fi accentuat, fiind de cod portocaliu de canicula. Indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități.